Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri. Iată titlurile serii: incendiu de proporție aseară în municipiu, stufărișul de pe lacul Cubic a fost cuprins de flăcări, iar fumul gros a învăluit aproape tot cartierul Solidarității. Soconzelul a răsunat de cântecele tradiționale codrenești odată cu organizarea tradiționalului dans la șură. Au fost făcute publice cauzele decesului celor 6 victime carbonizate în incendiul din Vinerea Mare. Vedem imediat concluziile legiștilor. Pompierii s-au luptat mai multe ore cu flăcările care au mistuit vegetația pe lacul Cubic. Din cauza vântului, focul s-a extins cu repeziciune, iar fumul gros a învăluit întreg cartierul Solidarității. Cei care locuiesc în apropierea lacului nu s-au mirat că stufărișul a luat foc, mai ales că zona este cunoscută pentru oamenii fără adăpost, care și-au improvizat acolo colibe și fac foc pentru a se încălzi. În total a fost nevoie de 5 autospeciale pentru a putea stinge incendiul care a cuprins stufărișul de pe lacul Cubic. Munca pompierilor a fost îngreunată de vântul alert care a făcut ca flăcările să se propage cu repeziciune. În total au ars 2 hectare, iar amploarea pârjolului s-a văzut cel mai bine în această dimineață. Incendiul a fi fost produs de o sursă deschisă de foc. Colegii au constatat că incendiul se propaga cu repeziciune, am trimis în sprijin încă 3 autospeciale. Cauza, deci în urma incendiului au ars aproximativ 2 hectare de vegetație uscată în stufăriș. Cauza incendiului, brichetă sau foc deschis în spații deschise de către persoane necunoscute. Cei care locuiesc în vecinătatea lacului nu au observat la început focul, ci doar fumul gros care a cuprins cartierul. Pe măsură ce incendiul s-a extins, oamenii au devenit tot mai îngrijorați pentru ca nu cumva flăcările să se propage și la casele și apartamentele din zonă. Dar n-am putut dormi toată noaptea, vă spun. De mirosul ăsta, dar pe săpate să trăim în halul ăsta. Da, eu am fost dezastru, dar eu am venit eu după masă de la băiat, acolo numai chiar în partea aia ardea un pic. Nici nu a durat o jumătate de oră, că deja am auzit că vin mașinile, deja era tot, era o sufla vântul. Vai, dar știți ce a fost aici seara, că toată lumea a fugit, că o venit vântul, toate le-a dus încolo. Efectiv, n-a putut sta ce e fost. În partea aia și ne-a fost frică, zice, da, rămas, să nu vie focul, flacăra mare, zicea, a venit câte o parte și ne-a arde acica torța. Nici n-am avut curaj să vin până aici, m-am stat acolo numai. Păi, dar cum să nu, doamna, eu de la strada asta, de stau aici pe Racoviță, al treia casă, vă dați seama, dacă venea vântul încolo, eram în pericol. Mare, foarte mare și fum. Dacă mă șterg până geamurile și asta, tot e plin cu mizerie casa. Oamenii spun că locul este unul periculos, atât din cauza mizeriilor, cât și din pricina oamenilor străzii care s-au acioat acolo. Și aici, pe Cubic, ceva catastrofă. Uitați-vă și aici, venim la cimitir, că e mai ușor și mai scurt drumul, dar catastrofă. Da, aici umblă boschetare. Și mizerie groaznic, toată lumea și-aruncă mizerie, mai ales aici. Să știți că în zona asta, mai încolo, sunt oameni ăștia care n-au locuință. Niște cotețe fac acolo, domne, din tot felul de porcării. Acolo stau. Dacă nu putem ieși afară de miros, nu știu că aici așa miros este mare. Uitați cum arată aici, aici plic cu boschetar. Sădmărânilor le este frică să treacă pe lângă lac, chiar dacă a fost amenajată o potecă și copacii au fost tăiați. Când tranzitează zona, o fac doar pe timpul zilei, iar vâznicii merg însoțiți pentru că le e teamă. Nu, că temerem, tot ne așteptăm câteodată. Una pe alta, cu temere singuri. Singure, nu. Așa că ne-a ferit Dumnezeu, dar nu ne-o omoră. Dar cum să nu-mi fie frică? De fiecare dată mi-e frică. Și copiii zic, mami, nu știu ce pe acolo, dar mi-e mai scurt un pic drumul. Doamna, aici au fost niște omoruri de numai. Au murit femei, bărbați, copii, au fost găsit morți aici. Aici au fost deja de 2 ori omorit. A fost o fetiță anul trecut sau da, anul 2 ani. Acum 2 ani. O femeie aici în colț a fost omorită. De-a lungul timpului, lacul a primit o reputație de temut. Pe lângă incendiile de vegetație, în zona Cubic au avut loc violuri și omoruri. În ultimii ani, 2 cadavre au fost descoperite aruncate în apele lacului, ultimul acum 2 ani de zile. E vorba de Vivien Dragoș, fetița de 10 ani, a cărei criminal locuia chiar într-o baracă amenajată pe malul lacului. A fost sărbătoare mare astăzi la Soconzel. Oamenii au îmbrăcat costumul popular și au ieșit la dans. Astfel a fost reînviată o tradiție care pune în valoare nu doar portul popular,
ci și talentul micilor dănțăuși care fac cinste zonei Codrului. Amu ceatarâi eșura am băgat. Cu ceatarâi și cine împăcăm? Pentru cât ai băgat șura? Păi șura, asta e treaba mea, că eu cu feciorii și cu fetele mă înțelege, nu cu dumneata alea. Chi înțelege, tătă ghinje bunos mere. Știu. Dansul la șură este un obicei specific zonei Codrului, pe care autoritățile se străduiesc să-l păstreze prin organizarea unui eveniment unic la noi în județ, ajuns anul acesta la ediția 7-a. Eu vreau să-i felicit pe toți cei care au fost implicați și aici suntem deja la 7-a ediție dansului la șură. Ne gândim acum și la un eveniment care să îi adune pe codrenii din cealaltă parte, că vorbim de Bârsău, că vorbim de Crucișor, Poiana Codrului, Pom, Valea Vinului cu Măriușu. Ne gândim și acolo să creăm un eveniment itinerar și totdeauna câte o localitate să fie gazda acestui eveniment. În fiecare an, o altă localitate de acolo, de pe Valea Someșului. A fost un obicei frumos și foarte mândru că a fost ultimul dans la șură, când am fost jochițeș. Cu mine s-a terminat dansul la șură și s-a început cu balul. Și sunt foarte mândru pentru așa ceva și am reușit ca și în continuare să nu ne lăsăm, să nu ne debalansăm de aceste obiceiuri foarte frumoase, care ne reprezintă și la nivel național și internațional. Și suntem mândri pentru așa ceva. Mare iubitor al dansurilor codrănești, deputatul Octavian Petric a fost printre primii care au bătut pe picior, fiind un mare iubitor al portului popular și al tradițiilor populare. Sunt și codrean și mă reprezint această zonă și cunosc obiceiurile și tradițiile. Îi felicit pe cetățeni, pe dansatori și pe cei care s-au implicat în organizare, pentru că așa putem să vedem de unde venim, cine suntem, pentru că prin port, prin tradiție și prin obiceiuri ne putem arăta identitatea noastră de român, de codreni și de ceea ce suntem. Dumitru Ardelean are peste 70 de ani și este printre cei mai vechi păstrători ai acestui obicei. Acesta ține minte că pe vremea străbunicilor și a bunicilor nu era Paște sau sărbătoare mare care să nu se încheie cu dansul la șură. Se făcea la noi dans la șură duminica și întâi de sărbătorile. Când era? Să băga muzica la Paști și până la postul Crăciunului. Când o plăgeam feșorii și fetele. Și acolo toată lumea putea să joace. Și tineri, și bătrâni, dar feșorii și fetele plăcea muzica. O să mă care în sat! Peste 50 de dănțăuși și fete frumos asortate de toate vârstele au jucat pe muzica populară specifică zonei Codrului timp de câteva ore. Astfel, evenimentul s-a bucurat și anul acesta de o participare numeroasă, dar și de aprecierea celor care au venit pentru prima dată să vadă dansul la șură. Moda și lectura merg mână în mână, așa crede un designer bucureștean care a avut o invenție inedită care se adresează atât doamnelor cât și domnilor. Despre ce este vorba, aflați imediat. Cele 6 persoane decedate în urma incendiului din Vinerea Mare au murit intoxicate cu monoxid de carbon și fum, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție. Medicii legiști au ajuns la această concluzie după efectuarea necropsiilor. 3 copii și 3 adulți au murit în incendiu care a mistuit o locuință improvizată construită lângă dig, pe strada Dunării. Unul dintre supraviețuitori, tatăl care și-a pierdut copila de 2 ani în incendiu, a declarat că împreună cu rudele sale venite din Beti și-au băut mai multe pahare de alcool, după care s-au culcat. Tot el a mai adăugat că a fost trezit din somn de fumul gros și singura persoană pe care a putut să o salveze a fost soția sa, care a suferit arsuri de gradul 2 pe față, torace și membrele anterioare. Celelalte 6 persoane au fost găsite carbonizate de către criminaliști. 10 sătmăreni s-au prezentat la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice cu bonuri câștigătoare la Loteria Bonurilor. Extragerea a avut loc ieri. În continuare, cei care au bonuri fiscale liberate pe data de 7 februarie cu valori cuprinse între 6 și 6,99 de lei se pot prezenta la sediul Finanțelor cu bonul în original și o copie după cartea de identitate. Premiul pus în joc de ANAF se ridică la 1 milion de lei. În cursul zilei de ieri, Iisus Someș, Satu Mare, a intervenit pentru limitarea și stingerea unui număr de 5 incendii din spații deschise. Urgențele au fost anunțate prin apelul unic 112, fiind semnalate în decurs de 12 ore de ieri la prânz. Pompierii au intervenit prompt pentru lichidarea incendiilor de vegetație uscată izbucnite pe raza localităților Bixat, Negreșteoaș, Moișeni, Satu Mare, precum și deșeurilor incendiate la groapa de gunoi tot din Satu Mare. În total au fost afectate de pârjolul focului aproximativ 34 de hectare de pășune și aproximativ 16 hectare de litieră forestieră, mărăciniș și lăstăriș. În toate situațiile, cauza probabilă a incendiilor a fost focul în spații deschise, iar mijlocul de aprindere brichetă sau chibrituri. Compania
nemțească care angajează factor poștal pentru Germania a venit din nou la satul mare pentru încă o rundă de interviuri. Peste 20 de persoane s-au întâlnit astăzi cu reprezentanții companiei. De data aceasta, selecția de personal se va realiza în mai multe zone pentru a veni în sprijinul potențialilor angajați. Motivul pentru care nemții au decis să vină din nou în România să-și caute angajați ține de calitatea personalului pe care l-au găsit aici. Satu Mare a rămas un centru de recrutare grație colaborării bune dintre AJOFM și firma germană. Sunt mulțumiți, deci spuneau ei că au un anumit avânt în Leidenschaft, spune așa, altfel decât au ceilalți. Este, până la urmă, interesul comun, interesul dânșilor este să-și găsească forță de muncă, iar interesul nostru este ca cât mai mulți din concetățenii noștri să-și găsească un loc de muncă bine plătit. Nemții au fost surprinși de hotărârea și seriozitatea de care au dat dovadă românii care s-au prezentat la interviuri. Este de admirat motivația lor, mai ales în ceea ce privește limba germană. Pentru că îi apreciază pe români, compania îi și ajută cu documentele de care au nevoie. Atunci când un grup de români a ajuns acolo, de viitor poștaș, a ajuns acolo într-o anumită localitate, de la serviciu personal s-au dus angajați de la poșta germană, de la serviciu personal cu actele la mână, și s-au dus cu ei de mânuță, vorba aceea, să-i înregistreze la primărie, să facă toate documentele de încadrare. Pentru început, românii care vor trece de interviuri vor fi angajați pentru o perioadă determinată, iar mai apoi poșta germană va decide dacă contractul va fi prelungit. Scopul nu este acela de a determina pe noi angajați să se mute de tot în Germania, ci este o șansă de a câștiga bani mai mulți, circa 2000 de euro pe lună, de a învăța și de a dobândi experiență. Und diese Bewerber, die nu se dorește ca acest proiect ca cei din România să meargă în Germania și să rămână acolo. Este o șansă pentru ei, o șansă să se angajeze, o șansă să se califice mai departe și poate, de ce nu, în viitorul apropiat să se întoarcă în țară. Dintre cei 16 care au fost selectați la prima rundă de angajări, 14 au ajuns să aibă contracte de muncă pe o perioadă nedeterminată, lucrând pentru poșta germană. AJOFM va organiza pe 24 aprilie o nouă bursă generală a locurilor de muncă. Instituția așteaptă deja pe agenții economici să vină să se înscrie pentru a putea participa. Sătmărenii sunt îndemnați să vină pentru a-și găsi un loc de muncă, fie pentru a găsi un alt post mai bine remunerat. Următoarea bursă generală a locurilor de muncă va avea loc pe 24 aprilie la Casa de Cultura Sindicatelor, cu începere de la ora 9. În data de 24 aprilie, la Casa de Cultura Sindicatelor, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Satu Mare, organizează bursa generală a locurilor de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă îi așteaptă deja pe agenții comerciali să vină să se înscrie la sediul instituției pentru a participa la prima bursă din acest an. La această bursă generală a locurilor de muncă sunt așteptați toți agenții economici care oferă locuri de muncă să vină la sediul agenției județene pentru a se înregistra ca și participanți. Sătmărenilor, bursa le oferă posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă în cazul în care sunt șomeri, îndemnizați sau nu, dar și oportunitatea de a avea un nou post mai bine remunerat. Citesc, deci sunt sexy. Asta crede Sanda Cojocaru, o tânără care a creat și un produs special pentru a promova această idee. Gențile pentru cărți sunt destinate femeii chic, dar care nu e pasionată doar de modă, ci și de lectură. Și pentru că e convinsă că nu doar doamnele iubesc moda și cărțile, ea a creat și modele pentru bărbați. Geanta bucletă a fost lansată de designerul bucureștean Sanda Cojocaru. Tânăra s-a inspirat dintr-o campanie care promova cititul și este o invenție înregistrată unică în lume. Este o idee care a prins, a lansat un nou trend, femeia care citește, și geanta opusă genții de fițe. Nu mai vorbim despre genți de fițe, vorbim despre geanta femeii inteligente. Și gențile vin împreună cu o carte cadou. Din punctul meu de vedere este obligatoriu, pentru că eu promovez lectura, în primul rând, înainte de toate, iar după asta și-o schimbă în funcție de ceea ce citesc. Și îmi doresc foarte mult ca coperta cărții să reprezinte femeia. Așa că să nu lăsăm brandurile să ne reprezinte, să lăsăm cărțile să ne reprezinte. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever.
That is something you all know. Imediat după lansarea acestor genți pe piață, Sanda a început să primească zeci de comenzi. Acum, bucleta ajunge la toate iubitoarele de modă și cultură din întreaga lume. Sunt norocoasă, gențile mele au ajuns în multe, pe multe continente, respectiv am câteva și în Asia, și în Africa, și în State, și foarte multe în Europa. Gențile sunt produse handmade și se găsesc în diferite mărimi și culori. Prețul lor pornește de la 200 de lei și ajunge până la 550 de lei. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Rămâneți cu noi pentru grupajul de știri pe scurt. În 11 aprilie s-au instituit măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ, sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale pe o durată de 60 de zile, adică până pe 9 iunie. Oamenii legii vor demara în următoarea perioadă mai multe acțiuni pe linia verificării respectării acestor dispoziții legale, iar cei care nu respectă legea se pot trezi cu amenzi usturătoare. Primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, împreună cu City Managerul Dan Băbuț, au efectuat azi o vizită în Micro 17 pentru a identifica și verifica locurile în care vor începe lucrările de amenajare a noilor parcări. În acest cartier au fost demolate peste 800 de garaje, cartierul fiind unul dintre cele mai aglomerate din municipiu. În cursul acestei luni va fi pregătit terenul, iar lucrările efectiv vor fi executate în lunile mai și iunie, astfel că noile locuri de parcare vor fi finalizate și date în folosință în lunile iulie și august. Peste 190 de locuri de muncă sunt disponibile în țări ale Uniunii Europene, potrivit AJOFM Satu Mare. Cele mai multe dintre ele sunt în Germania, unde sunt căutați poștași, ospătari și bucătari, dar și 30 de asistenți medicali generaliști și 50 de asistenți medicali. Marea Britanie caută câte un asistent medical, îngrijitor persoane la domiciliu și infirmier. În Norvegia este nevoie de un operator mașini de imprimat și 2 bucătari pentru preparate indiene. În Polonia sunt disponibile 5 posturi pentru jocuri de localizare, în timp ce în Polonia se caută 2 operatori în industria artei grafice. În Cehia sunt disponibile 15 locuri de muncă pentru șlefuitori și pilitori, iar Bulgaria așteaptă ingineri și lăcătuși matrițeri. Adam, e cazul tău. Usarul în care ești cercetat. Sustragere de înscrisuri. Mai există o acuzație de luare de mită. Ancheta e de pe la început, dar știi momentul că e o porcărie. Până ai nimic, dați înainte. Nu să se termină sau să-mi cu altceva. Și tot așa, și tot așa. Filmul De ce eu al lui Tudor Giurgiu va rula și la Satu Mare. Cinefilii sunt așteptați la proiecțiile speciale care vor avea loc joi de la orele 17 și 19.30 în sala Dea Kendrea a Centrului Cultural din Carei și vineri tot de la 17 respectiv 19.30 la Satu Mare în sala Filarmonicii din Ulipati. Filmul a fost inspirat din viața profesională a procurorului Cristian Panait. El investigează cazul unui coleg procuror suspectat de luare de mită, fals și uz de fals și sustragere de documente oficiale. Ancheta lui Panait are însă complicații la nivel înalt și spulberă încrederea tânărului magistrat în justiție. Cazul lui Panait a fost intens dezbătut în mass media după ce pe 10 aprilie 2002 procurorul s-a sinucis la doar 29 de ani, aruncându-se de la etajul 2 al blocului în care locuia. Secția română a Teatrului de Nord propune sătmărenilor o comedie care îi va transpune în minunata lume a unui orășel italian de la malul mării, acolo unde intrigile amoroase țesute de personaje complexe fac deliciul tuturor. Umor, muzică și răsturnări de situații, toate într-un decor propice pentru amorul latin, atât de tumultos și de intens. Premiera piesei Îndrăgostiții din Ancona va avea loc duminică de la ora 19 la Casa de Cultura Sindicatelor. Prețul unui bilet este de 30 de lei și este valabil și abonamentul premieră Ștefan Mareș. Daniel Chiorean vine cu cele mai importante informații din sport, iar Alexandra Ardelean ne spune cum stăm cu vremea. Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Doi luptători de la CS Satu Mare, Cetatea Heracle Ardut, Cristian Sabo și Lenard Berry, au fost prezenți zilele trecute la o competiție de anvergură alături de lotul național de juniori. Cei doi se află în această perioadă în pregătiri la Câmp Lung, iar în weekend au intrat pe saltea la Bursa, în Turcia, la un Grand Prix de juniori. Sabo și Iberei au luptat la categoriile 84 de kg, respectiv 120 de kg. Vicecampionul european de cadeți, Lenard Berei, și-a demonstrat încă o dată valoarea, reușind să se claseze pe doi în fața unor sportivi cu vârstă și cu experiență mai mare decât elevul lui Tudor Barbul. Grand Prix-ul a fost un test util în vederea participării la competițiile viitoare, iar Berei este unul dintre favoriți la medalii atât la europene cât și la mondialele care vor avea loc în această vară. În weekend s-au jucat și partidele din Liga a 4, a doua competiție ca nivel din cadrul AJF Satu Mare. Dacia Medeșu Aurit și Krasna Moftinu Mic conduc cele două serii, însă lupta pentru primul loc rămâne deschisă.
În seria Dacia Medeșuaurit a trecut la limită de Someșul Odoreu și e la un singur punct în fața celor de la Selivada, care s-au impus cu 3-1 la APA. Podiumul este completat de Energia Negrești, care are un joc mai puțin disputat, echipă care a remizat pe teren propriu cu Unirea din Păulești. În seria B, liderul Crasna Moftinul Mic s-a impus la Urziceni cu 2-0 și se menține la 3 puncte în fața celor de la Fortuna Căpleni, echipă care a trecut cu 3-1 de Recolta Sanislău. Podiumul este completat de Real Andrit, care s-a impus la Piscolt. Scorul etapei a fost stabilit la Domonești, unde gazele au fost învinse cu 8-2 de formația vizitatoare Stăruința Berveni. Iată rezultatele etapei. În seria Victoria APA, Selivada 1-3, Voința Lazuri, Voința Babța 3-2, Someșul Odoreu, Dacia Medeșuaurit 0-1, Negrești Păulești 1-1, Porumbești Cărășeu 3-1, Prietenia Crucișor, Arsenal Vetiș neprogramat. În serie B, Vulturii Santău, Viitorul Lucăceni 1-1, Fortuna Căpen, Recolta Sanislău 3-1, Foieni Victoria Carei 2-2, Urziceni Crasna Moftinul Mic 0-2, Ciumești Petrești 2-2, Piscolt Andrid 1-2 și Domonești Berveni 2-8. Întâlnirea inedită la stadion în a doua zi de Paște pentru antrenorii de la Centrul de Copii și Juniori al Olimpiei. Adunați în jurul veteranului Gabi Bot, conducătorii și tehnicienii de la Clubul Fanion au vrut să sărbătorească împreună prin muncă și de la ora 9 dimineața au încins o miuță. Meci care s-a terminat nedecis, bineînțeles, la repriza a treia și la lovituri de departajare. Gabi Bot, Tiberiu Cic, Ovidiu Suciu, Paul Mihai, Paul Levente, Dacian Nastaie, Ciprian Prodan, Adrian Fărcaș, alături de președintele Dan Băbuț, au încercat să mai scape de caloriile luate în plus de sărbători la o mișcare, iar apoi au recuperat la repriza a treia. Absent motivat a fost secundul lui Cic, Lulu Dragomir. Vom încerca să avem astfel de întâlniri cu toți antrenorii clubului cât mai des. Ca obiectiv acum vrem să ducem cât mai bine la final toate campionatele în care suntem angrenați. Echipa lui Lulu Dragomir are meci important miercuri la Ardealul Cluj și dacă nu pierde mai mult ca sigur va prinde primele două locuri în serie. Sunt copii talentați la fiecare grupă, trebuie doar să ne ocupăm serios de ei și să le oferim cele mai bune condiții, a spus Dacian Nastai, care din acest an a fost numit șeful centrului de copii și juniori de la Olimpia. Nastai mai spune că față de condițiile oferite la Satu Mare, mai ales pe timp de iarnă, când nu sunt terenuri deloc de antrenament, juniorii A și B de la Olimpia și LPS ocupă locuri, trei în serie, nesperat de bune și cu șanse chiar de calificare în fazele superioare. Altfel, oficialii Olimpiei își propun ca în play-off să dea mai multe șanse cadeților și juniorilor de la club, pe lângă ca Faur, Rus, Big deja consacrați, urmând să-i mai vedem la lucru și pe alți cadeți și juniori. E vorba de Lukács, Donka, Tillinger, Kivari, ultimul fiind mai nou titular la Naționala Under 18 a României. De altfel, Kivari a evoluat săptămâna trecută în dubla pe care România a jucat-o cu Danemarca la Timișoara, scor 2-1 și 0-0. Acestea au fost informațiile din sport, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Bună seara și bine v-am găsit la rubrica Meteo. Din păcate, veștile pentru mâine nu sunt atât de bune din punct de vedere meteorologic. Rămâneți alături de mine pentru a afla care sunt zonele favorizate din punct de vedere termic. Europenii vor avea parte mâine de temperaturi plăcute și de vreme destul de frumoasă. Excepție vor face portughezii și spaniolii, care vor avea parte și de nori pe alocuri. Vor fi 13 grade la Lisabona și 15 grade la Madrid, 24 de grade la Paris, 20 la München, 22 la Roma și 21 la Budapesta. La noi în țară temperaturile scad, însă rămân în limitele normale pentru această perioadă. Cerul va fi parțial noros, dar sunt slabe șanse de precipitații. Se vor înregistra 12 grade în Timișoara, 11 în Sălaș și în Maramureș, în timp ce la Brașov vor fi doar 6 grade Celsius. Și la noapte vremea se răcește cam mult pentru această perioadă. Se vor înregistra 7 grade la Carei și Satu Mare, la Negrejoași 5 grade Celsius, iar în Tășnad vor fi 6 grade Celsius. Mâine vom avea parte de temperaturi mai scăzute comparativ cu cele înregistrate ieri. Vor fi 16 grade la Carei și Tășnad, la Satu Mare 17 grade Celsius, în timp ce la Negrej vor fi doar 15 grade Celsius. Noi ne oprim aici cu informațiile meteo. Rămâneți alături de Nord-Vest TV. Numai bine! Acestea au fost principalele informații ale zilei. Vă așteptăm și mâine. Până atunci, să aveți o seară liniștită!